CSC Peciu Nou câștigă la PAS meciul contra celor de la Phoenix Buziaș cu 4-1, iar la pauză diferența era deja de 4 goluri. Peciu Nou și-a asigurat astfel calificarea în play-off. Meciurile noastre nu sunt cu echipele din play-off. Noi avem meciurile noastre cu cele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, a precizat Cosmin Petruescu. Partidele și meciurile noastre nu sunt cu echipele din play-off, cu Peciu, cu Poli, cu Pecica sau cu Oradea. Noi avem meciurile noastre cu echipele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. Este un proiect pe care ni l-am asumat în această iarnă. Am avut problemele noastre interne. Este un proiect pe care ni l-am asumat. Deocamdată avem un avans liniștitor față de ultimele trei clasate. Și obiectivul pentru etapele care au mai rămas este acela de a da posibilitatea tinerilor să aibă meciuri în picioare, să aibă minute și de ce nu să plece în eșaloanele superioare, la fel cum au făcut și alți băieți în această iarnă de la noi. Reprezentanții echipei din Peciu Nou se gândesc deja la play-off. În play-off ne propunem exact ce ne-am propus până acum, să luăm fiecare meci în parte, să tratăm toate meciurile serios și să vedem la final unde vom ajunge. Gândim departe, având în vedere contracandidatele pe care le avem, dar mă bucur că antrenez un grup de băieți serios și extraordinari și putem face lucruri frumoase. Peciu Nou poate aborda acum mai liniștite etapele finale din retur, acasă cu CSC Șoimi Lipova și la Timișoara cu Politehnica, egală la puncte a verzilor după sezonul de toamnă.